mzscout.net. Veți vedea, veți întâlni acest lucru ca web application, da? La ce ne ajută web application pe noi? Exact același lucru o să-l găsiți și la Jungle Scout. Web application, da? Web product database. Exact același lucru, da? Ce ajută, la ce ne ajută aplicația asta? Web ne ajută să găsim produse, da? Adică ea în mod automat pentru noi caută produse. Așa. Dați să facem un sign in. E deja s-a automat logat. Și, de exemplu, cum noi facem acest lucru? Setăm filtrul, da? În filtru ne este arătat, sunt arătate categoriile, da, pe care noi vrem să ne gândim să ne lansăm cu produse, appliances, arts, crafts and savings, mai departe baby, beauty and personal care, cell phone. Nu, de fapt am setat niște categorii, v-am setat pur și simplu ca exemplu, da, să vă arăt ca exemplu, am bifat categorii, voi puteți face acest exercițiu doar numai să bifați doar o categorie și să vă arăte produsele care e legată doar de categorie, sau dacă doriți să analizați mai multe categorii, puteți să luați mai multe produse, să bifați mai multe categorii din start. Și mie mi-arată după ce proprietăți să caute aceste produse, după preț, eu am pus ca exemplu 24, 44, voi puteți spune 15, 30, de exemplu. Profitul net fie de la $4 până la $10, rank-ul de la 1000 până la, am pus de la 100 până la 15000, vânzările lunare, adică câte unități lunare se vând acest produs, de la 400 până la 1500, revenue până la 30000, review până la 500 maxim am pus, de fapt, dar voi puteți seta în start 300, rating, puteți nu neapărat să le bifați pe toate. Aia este generale cel mai importante, greutatea la fel, nu cred că este relevantă, listing quality la fel, first available, eu cred că este mai degrabă nu sunt atât de importante cât acești parametri, după aceștia sunt primii parametri după care trebuie să căutăm produsul. Product type, adică tipul, da? Standard, adică oversize, asta sunt produse oversize care mărim mari, greutăți mari, foarte grele. Noi nu ne lansăm cu oversize-uri, noi ne lansăm cu produse plus-minus standard, dar standardul pe Amazon se consideră produs care capi într-o cutie de încălțăminte, plus-minus, da? Adică nu mai mare. Evident, cât mai mici, cu atât mai bine și mai ușoare. Și seller type, da? Scăutăm toți acei care utilizează depozitul Amazon, adică fulfillment by Amazon. Facem apply. Eu, de fapt, acest exercițiu l-am pus și, uite, mi-a apărut, de exemplu, deja un produs, mi-a dat un produs, el încă se gândește, adică nu o să primiți deodată rezultatele. Ops, sorry. Amazon îi pare ceva ciudat, acușa că el, de fapt, s-au deschis mai multe produse. Așa a dispărut acela. Uitați-vă, deja această extensie mi-a dat toate produsele, da, toate produsele posibile care se încadrează în parametrii care eu am cerut, care mă interesează pe mine.